Aici avem o vitrină de prezentare, să-i spunem așa, cu tot ceea ce avem noi, germoplasmă, hibrizi, care sunt astăzi în producere, în vânzare, în întreaga țară. Aici avem hibridul Helesun. Practic, el este unul dintre primii hibrizi homozigoți. Este unul din hibrizii care ne-a dus renumele până în Franța, în țări din Europa Centrală, care sigur nu sunt mari cultivatoare de floarea soarelui, dar țări precum Franța și Spania, faptul că acolo a confirmat, este pentru noi un lucru foarte bun. E un hibrid semitimpuriu, aș putea îndrăzni chiar spre grupa de maturitate timpurie, ceea ce îi conferă o foarte bună stabilitate, indiferent de an și de zonă. Este și unul din hibrizii care înglobează cel mai mare grad de tehnologia practic de toleranță față de lupoaie, la cel mai înalt nivel din ceea ce avem noi în portofoliu. Mergem mai departe către Sulfosol. Este un hibrid tot din grupa semitardivă, un hibrid care mie mi-a plăcut foarte mult în ultimii ani. Monosan este de asemenea un hibrid pe care noi l-am produs în România sau în afara României pentru țări din afară. Este un hibrid semitimpuriu, este un hibrid destul de constant, nu are un foliaj foarte abundent, nu are un consum specific ridicat de elemente. Irinasol a fost omologat în 2020 în România. Este unul din hibrizii care este deosebit de constant și de sigur, utilizând tehnologia cu Imazamox. Este unul din hibrizii care se mișcă deosebit de bine și care poate să dobândească o producție de 3 tone și jumătate la hectar în anii cu probleme. Și de aceea el va deveni o prezență constantă în portofoliul nostru. Hibridul Alvarez este un hibrid aproape de sufletul nostru. E un hibrid pe care l-am ales încă din 2019, 2020, 2021. A fost principalul hibrid în zona de tehnologie tolerantă la Imazamox. Se distinge printr-o talie foarte joasă. Este un hibrid care a fost deosebit de constant oriunde l-am avut în România. Îl avem pe Florasan mai departe. Puteți să-l vedeți că se aseamănă cu Alvarez, fiind așa ca o evoluție. Hibrid înregistrat, mi se pare, 2019, dacă nu greșesc. S-au produs cantități destul de relevante în România, dar în general pentru export. E un hibrid care este capabil de producții bune, constante, ceva mai mari vârfuri decât Alvarez în anumite zone. Iar aici avem un alt hibrid INCASAN, care pentru noi este cumva un paradox și a fost o provocare. E unul din hibrizii cei mai performanți în zona noastră IMI. Este un hibrid care oriunde l-am pus s-a ridicat peste mediei, a depășit inclusiv martorii pe care i-am pus sau a fost cel puțin la nivelul acestora. Are calatidii mari, grele, produce foarte mult, însă este foarte dificil să fie produs și din acest motiv, din păcate, nu îl putem menține în portofoliu. Dar pentru noi ăsta a fost un hibrid foarte bun, pretabil la tehnologie intensivă, densități ridicate, la care răspunde foarte bine.